A citit-o chiar cu ochi de filozof, asta este, și cu atribia scriitorului, a omului de litere, care poate să vadă dincolo de anumite formule care par reușite. Sonia Vladic, dacă vreți să ne spui câteva cuvinte despre ce crezi tu că este generația și despre ce legătură mai există între generația Revoluției și noua generație, ți-am fi îndatorat, și apoi, desigur, despre carte. Mulțumesc mult! Bună seara! Bună seara! Ți-aude? Da. Da, voi nuanța distincțiile făcute de Claudiu în marginea generației, dar mai întâi să spun câteva cuvinte despre autor și despre această carte. Pe Claudiu Târziu îl citeam înainte să-l întâlnesc. Îl citeam în revista Rost, 2003-2004-2005, când revista o găseam încă în chioșcurile de ziare de pe străzile Bucureștiului și mă întrebam, Doamne, cine este acest tânăr, având atât curaj și având puterea aceasta de a strânge în jurul lui atâția gazetari, care ce făceau? Puneau în lumină tocmai acele figuri ținute sub obroc de regimul comunist. Acolo am aflat despre nimbul, despre aura atâtor deținuți politici pe care nu mai apucat să-i întâlnesc, dar acolo biografie, acolo portret, era prins de colaboratorii lui Claudiu Târziu. L-am întâlnit Târziu și mai știu că l-am întâlnit prima oară pe Claudiu Târziu. Încetul cu încetul ne-am apropiat tot mai mult. De-a lungul timpului am văzut multe clătinări de caracter, multe debusolări și multe dezorientări umane în generația noastră mini-conservatoare, pentru că nu noi dăm tonul în societate în clipa de față. Probabil că vor fi multe alte clătinări, debusolări și dezertări din tabăra conservatoare, însă pe Claudiu Târziu, negreșit, nu-l voi vedea în această ipostază. Este omul care de la bun început a intrat pe o matcă și acolo a rămas. Are busola foarte bine orientată și ceea ce este uimitor pentru un om de dreapta este că nu a greșit căzând în excese ca să fie, să-i se pună imediat stigmatele obișnuite începând cu cel de radicalism. Claudiu a păstrat o busolă măsurată fiind în mod incontestabil, inconfundabil, un intelectual de dreapta. Nu este ușor. El a avut-o. Mi-e greu să spun cum. Eu față de el sunt mult mai ezitant și am descumpăniri lăuntrice pe care la el nu le văd. Tocmai de aceea, într-un fel, m-a contaminat, m-a molipsit, am scris cu tot dragul prefața la această carte. Tonusul lui este unul contagios, tocmai de aceea spuneam în cartea aceasta. El are o monotonie aproape mistică, monotonie nu în sensul de invarianță și de moliciune în comportament, ci același tonus egal în privința acelor repere pe care le are tot timpul în fața ochilor. M-am întrebat unde le are și mi-am dat seama că le avea de acolo de unde mai târziu aveam să le capă și eu, și anume de la acei bătrâni frumoși trecuți prin închisorile comuniste, a căror ținută sunt modelul de conduită și de credința lui Claudiu Târziu. Recitind acum cât articolele pe care în mare parte le văzusem, le citisem deja în Rost, mi-am dat seama că eu în acei ani eram într-o stare de confuzie cronică, în vreme ce Claudiu Târziu vedea foarte bine. El în 2002-2003 vedea foarte bine ce se va întâmpla cu clasa politică, cu Uniunea Europeană, în ce va consta coerența politică, toate aceste consecințe pe care atunci puțin le întrezăreau, el le mirosea. Uimitor. Eu în acea perioadă eram într-o letargie, pur și simplu într-o confuzie de repere pe care astăzi o constat cu uimire, dar așa era. Mă întorc la discuția, la tema noastră și anume ce este o generație și ce măsură noi facem istoria sau suntem pur și simplu mistuiți de timpul acesta. În mod vădit, nu noi, eu, Claudiu Târziu sau intelectualii conservatori în această țară dau tonul în clipa de față. Am în minte cel puțin 20 de intelectuali
de dreapta, când spun de dreapta, nu spun liberal sau social-democrație. Aceea sunt pseudo-dreapta. Dreapta înseamnă să-ți asumi creștinismul întâi de toate și apoi condiția națională. De aici pleacă totul. Știu cel puțin 20 de intelectuali în chip răspicat declarați asumați de dreapta, dar care nu se pot aduna și nu pot coagula. Veșnica dezbinare dintre noi. Singura posibilitate este apariția unui om cu stofă de lider în stare să ne strângă pe toți. Tocmai de aceea și eu și Claudiu am zis, Doamne, poate George Simion este acest lider, acest om de acțiune, putând să facă așa ceva. Intelectualii nu se adună nu atât că nu au caracter, inteligența au, cultura au. Ei nu sunt oameni de acțiune. Ei sunt în natura aceea contemplativă, pasivă, în virtutea căreia nu pot trece la acțiune și nu pot face ceva. George Simion, Claudiu Turziu numește o locomotivă, îi spune Xaporitul. Este călăuza care merge până la capăt cu o energie care pare neistovită, este un energumen, adică o sursă de energie. Dacă pronia, dacă voința divină va vrea să se întâmple ceva cu George Simion și cu intelectualii care se vor strânge în jurul lui, va fi. Dacă nu, nu va fi, va fi încă o floare uscată în istoria tuturor mișcări și partide și grupulețe irosite. Mă întorc la generație. Ce este o generație? Generația nu o definim biologic sau cronologic. Acestea sunt definiții uzuale și sterile. Generația înseamnă ivirea unei tensiuni spirituale într-o epocă, acea tensiune culminând în două ipostaze. Personaje exponențiale și evenimente ieșite din comun. Ce înseamnă asta? Că o generație mediocră nu merită de fapt numele de generație și de-a lungul decenilor sunt foarte multe pretinse generații cronologic judecate, adică 15, 20 de ani, 30 de ani, cum vreți noastră, care nu merită numele de generații, pentru că ei nu și-au pus pecetea pe o epocă. Ca să spună pecetea, trebuie să petreacă această izbucnire a unei stări de spirit, o tensiune ieșită din comun, iar ea culminează în apariția unor personaje extraordinare și în evenimente pe măsură. Personajele catalizează evenimentele fac posibil apariția celor personaje. Este o relație reciprocă. Dacă apar asemenea personaje exponențiale, se poate vorbi în acea generație de o elită. Orice generație se recomandă printr-o elită. Aceea este cartea de vizită. Elita trebuie strânsă la un loc nu numai de un lider, ci de niște valori totemice. Noțiunea de totem este esențială în acest liant psihic ce definește o generație. Iar valorile totemice în cazul acestei laturi conservatoare a generației noastre sunt cele pe care le-a pomenit Claudiu Târziu și sunt cele care apar drept titluri în această carte a lui, și anume familie, națiune, credință și ceea ce pune în mișcare aceste valori, și anume libertatea. Ce se întâmplă astăzi în România cu influența Uniunii Europene este lovirea țintită exact în aceste valori totemice. Pe de o parte, preîntâmpinarea apariției unui lider, pentru că astăzi liderul harismatic este venit ca un personaj malefic, de tip fascist, și în același timp, interferirea, compromiterea valorilor totemice. Familie, națiune, biserică, credință, creștinism și libertate. Cu cât mai mult se invocă libertatea, cu atât libertatea de gândire și de expresie va fi îngrădită în numele, știți bine, a toleranței, a combaterii discriminării. Este un refren pe care îl știm foarte bine. Suntem o generație, eu, Claudiu Târziu, celălalt intelectuali asumați creștini, dumneavoastră, George Simion și așa mai departe, deocamdată nu suntem, pentru că noi nu dăm tonul, nu am atins un punct culminant să dăm o tensiune în această țară, dar nădejdea pe care o are Claudiu, o împărtășesc și eu, se poate să apară un asemenea punct culminant, pentru că timpul curge în favoarea noastră. De ce? Pentru că opresiunea care va veni pe linia culturii politice,
pe linia tuturor avatarilor de tip neomarxist, multiculturalism, presiune LGBT și atâtea și atâtea și atâtea, toate acestea vor stârni o nemulțumire autohtonă evidentă la orice om cu fleci cu bun simț. Și atunci va exista o reacție cu adevărat conservatoare. Noi nu facem decât să venim în întâmpinarea a ceea ce se va întâmpla în măsura în care avem fler și întrezărim printre apele tulburi ale acestei epoce. Dar deocamdată generația noastră nu este încă pe cale să facă istorie, deocamdată suntem mistuiți, sau cum zice Claudiu, suntem consumați de istorie. Nu noi dăm ton. Asta nu înseamnă că trebuie să ne schimbăm, să ne îndreptăm încotro bate vântul. Există o nouă generație conservatoare? Dacă mă uit la tineri, nu. Generația conservatoare, atât cât mai este, este cea a celor de vârsta mea sau Claudiu sau George Simion. Tinerii, cu clipa de față, sunt neomarxiști. 80% dintre ei alunecă în acea falie. Asta se întâmplă. Noi nu putem să ne adresăm în mod vădit decât acelei părți creștine din tineretul român. Aici nu este loc de ambiguități și de piruete retorice. Totul trebuie să fie tranșant și răspicat spus. Ne adresăm creștinilor și ne adresăm celor care văd în acele repere ale drepte pe care am primit și eu și Ioan, niște punte asupra lui. Avem un ideal comun, este un ideal pe care n-ai cum să-l inventezi acum. Este același ideal conservator al oricărei comunități creștine. Dificultatea este să mai păstrezi astăzi acest liant printr-o elită, o elită conservatoare ne trebuie ținerea cu dinții la valorile totemice și la apariția unui lider care să ne adune. Altfel stăm cârtim pe margine, întreținem polemici și ne legăm. Unitate. Toți spunem unitate, când ajungem la ea, atunci vom vorbi de o autentică generație conservatoare. Claudiu pomenea de generația Revoluției. Eu nu mă revendic de la Revoluție pentru că n-am avut niciun merit. Eu mai degrabă mă revendic de la generația deținuților politici, a căror prezență m-a trezit. Fără ei, mie nu mi-ar fi căzut solzii de pe ochi și astăzi aș fi fost în tabăra opusă celei a lui Claudiu. Eu din ei mă revendic. Și întrebarea este în ce măsură nu suntem niște epigoni ai lor. Evident, până acum, suntem niște epigoni ai lor. Vă spuneam că o generație se definește, cum spunea și Claudiu, nu cronologic, nu biologic, ci printr-o stare de spirit, printr-o tensiune culminând în personaje exponențiale și prin evenimente ieșite din comun. Ceea ce constat eu la 30 de ani de la Revoluție este aproape o regulă a răcirii stării de spirit. Dacă într-o epocă apare o generație marcând-o într-un mod inconfundabil, starea aceea de spirit durează maxim 20, 25, hai să zicem 30 de ani, după care tensiunea aceea dispare. Astăzi nu mai există nimic din starea de spirit din anii 90. Doar la noi care mai trăim din amintirea ceea ce am apucat atunci. Însă starea aceea s-a răcit complet. Este o moarte termică a entuziasmului și a celor ținte pe care le aveau tinerii în piața universității în acei ani. Și eu am fost acolo, însă n-am niciun merit, eram doar un om care făcea figurație, un student și atât. Fugind ca epurile atunci când au venit minerii. Asta ar fi ideea pe care vreau să vă împărtășesc. Când apare o stare de spirit într-o generație, regula răcirii termice, spirituale, face ca ea să se dizolve, să se stingă în 25-30 de ani, adică cam cât ține în mod cronologic o generație. Vă pomeneam de valori totemice. Ceea ce se încearcă astăzi este ca aceste valori totemice să fie înlăturate cu
ceva asemănător în formă cu ele, dar cu un conținut total diferit. Și tot timpul noțiunile acestea sunt terferite, cum? Punându-i se în coadă un sufix, un ism, și automat termenul este stigmatizat și este preschimbat în ceva diabolic. Ținta-i națiunea. Cum poți lovi națiune? Foarte simplu. Iei termenul derivat de naționalism și îl folosești ca pe un termen gheoabă. Printr-o puternică influență mediatică, atunci, printr-o repetiție extraordinară, când primești termenul, în același timp se vede starea de, și sentimentul pe care trebuie să-l ai în privința acestui cuvânt. Este regula obișnuită a propagandei mediatice. Prin repetiție se atinge un punct în care oamenii preiau termenul exact cu conotația pe care o dorește sursa mediatică. De ce anumite isme sunt bune și altele sunt rele? Cine hotărăște? Există o autoritate ideologică infailibilă? Nici vorbă de așa ceva. Totul este regula bombardării într-o cutie de rezonanță în care trăim cu toții în acest câmp mediatic. Naționalismul nu are absolut nimic malefic în el, nu este nici xenofobie și nici filetism, adică nici ură față de străini și nici idolatria nebunească a propriului popor în numele unei pretenții divine. Nu, naționalismul înseamnă conștiința de sine a nației. Din familie ce faci? Derivezi cuvântul familism. Se poate întâmpla ca în câțiva ani cuvântul acesta să devină un termen gheoagă pe care îl folosim în sens peorativ, tocmai pentru a compromite termenul de origine, adică familie. Rețeta psihologică este foarte ușoară și previzibilă. Totul să nu cădem în ea. Ei, tinerii cad în așa ceva. Și nu doar tinerii, ci și acei intelectuali liberali, social-democrați, care se cred de dreapta. Ei nu sunt de dreapta. Nu mai zic de creștinii de biserică, știți bine la ce represalii și persecuții sunt supuși prelații, clericii și bisericile creștine peste tot în lume. Care este tendința? Tendința este ca aceste valori totemice să fie considerate valori fungibile. Fungibil în estetic înseamnă o valoare care poate fi înlocuită cu alta. Ceea ce poate înlocui o valoare fungibilă este o valoare de tip vicarian. Știți de la din ierarhia bisericească, vicarul este locțitorul, este cel care stă și îl poate înlocui pe titular. Valorile vicariante pe care le propun cine? Reprezentanții stângii, economii politice, sunt cele care vor să înlocuiască valorile totemice de care vă pomeneam. Națiune, nu națiune, federație, familie, nu familie, parteneriat. Dumnezeu, nu avem nevoie de Dumnezeu, punem un loc, nu e greu să vă zic ce. Internetul, Leviatanul mediatic. Libertate? Nu, vrem securitate. Libertatea e bună, dar trebuie mărginită. De ce? Pentru că lezează orgoliul altora și stârnește ceea ce am sentimente negative, trebuie să fim pozitivi în tot. Cu impresia că în democrație nu există dușmănii radicale. Cum să nu există? Bineînțeles că există dușmănii radicale. Fiecare dintre noi ne definim lăuntric prin relația cu modelul de comportament la care ne gândim, cu zeul nostru, cu Dumnezeul nostru, cu muza noastră inspiratoare, dacă creem, și bineînțeles cu dușmanii noștri. Toți avem adversari. În această pretinsă democrație, care de fapt este o plutocrație oligarhică, impresia coeficientului politice este că numai oamenii patologici mai au dușmănii. Adversitățile trebuie să dispară, trebuie să trăim într-o concordie paradisiacă. Cei care nu fac asta sunt niște retrograzi conservatori, cum sunt eu sau Claudiu Târziu sau domnul Dârlou pe care îl văd în sală. Așa văd eu generația, este ușor să te definești prin apartenență la ea câtă vreme n-ai ridicat-o. Trebuie,
trebuie stârnită ceva, trebuie evită o tensiune. Sunt încredințat că sunt mii, zeci de mii de oameni de dreapta în țara asta, care din scârbă față de lumea politică, față de ideologie, stau deoparte, pur și simplu, stau în latență. Dacă 20 de intelectuali de dreapta, în mod asumat de condiție creștină, se strâng în jurul unui lider, atunci se poate crea o reacție în lanț și atunci miile, zecile de mii de oameni de dreapta în această țară vor veni. Și atunci va apărea o mișcare de dreapta. Acea mișcare de dreapta va fi punctul de pornire a unei generații conservatoare. Sper să apară. Până atunci, nu noi facem istoria, suntem făcuți de ea. Vă mulțumesc!